Sâmbătă a fost finalizată verificarea celor aproximativ 100 de centre rezidențiale destinate îngrijirii vârstnicilor, copiilor și persoanelor cu dizabilități în județul Suceava. Rezultatele controlelor au scos la iveală un număr semnificativ de nereguli, însă majoritatea acestora au fost încadrate în categoria contravenților, reprezentând aproximativ 90% din cazuri. Potrivit declarațiilor subprefectului Florin Sinescu, în urma controlelor nu s-a luat măsura închiderii vreunui centru rezidențial, iar activitățile acestora nu au fost suspendate în nicio locație. Astfel, persoanele aflate în grijă acestor cămine nu au fost nevoite să fie relocate, ceea ce reprezintă o veste bună pentru toți cei implicați. Cu toate acestea, controlul nu s-a încheiat fără consecințe pentru unele entități implicate. Autoritățile au anunțat că au fost deschise 6 dosare penale în urma descoperirii unor practici ilegale. Dintre acestea, 2 dosare vizează persoane juridice fiind acuzate de evaziune fiscală, în timp ce celelalte 4 vizează persoane fizice care nu dețineau calificările necesare pentru desfășurarea activității în domeniul respectiv. În total, în cadrul controlelor s-au aplicat 614 sancțiuni, dintre care 71 au constat în amenzi, iar 537 au fost avertismente. Aceste măsuri au fost luate în urma constatării unor deficiențe care necesită corecții pentru asigurarea unui nivel adecvat de calitate și siguranță pentru persoanele beneficiare ale acestor centre rezidențiale.